Salut! Eu sunt Ciprian, tu te uiți la Vista și astăzi vei afla informații despre cel mai grav accident rutier din istoria României. Nu este niciun mister pentru români faptul că, la fel ca și în prezent, România a avut mereu șosele cu drumuri proaste și șoferi teribiliști, mulți lipsiți de atenție sau o minimă responsabilitate față de ceilalți participanți la trafic. Cel mai grav accident rutier din istoria României a avut loc pe data de 29 iunie 1980, în jurul orei 14, în județul Botoșani, în apropiere de localitatea Huțani. Acest sat aparține de comuna Vlădeni și a devenit faimos în istorie cu un record negativ. Această tragedie, care a îngrozit România la momentul respectiv, a fost ascunsă de către Nicolae Ceaușescu de opinia publică. Puțin locuitori ai țării din anul 1980 au aflat despre ea. În cel mai grav accident rutier din istoria României, care a avut loc pe actualul drum european E58, în zona pe care localnicii o numesc Șapte Poduri, a fost implicat un autobuz cu muncitori care venea de la Fălticeni. Oamenii erau navetiști care lucrau în fabricile din Suceava, majoritatea dintre ei la Consuc. Pentru că era o zi de sărbătoare, autobuzul a fost plin până la refuz aproape. În localitatea suceveană Dumbrăveni, șoferul a mai cules câțiva pasageri, reușind să dubleze capacitatea totală a mijlocului de transport în comun. Autobuzul avea la bord un număr de 83 de pasageri, bătrâni, tineri, femei, copii, în condițiile în care autovehiculul avea doar 40 de locuri disponibile, o practică des întâlnită și în zilele noastre, mai ales în cazul microbuzelor. Șoferul autobuzului a pierdut controlul după ce un cauciuc a explodat în momentul în care a trecut podul peste Siret, în drum spre Huțani. Informația a fost furnizată de anchetatorii care au venit imediat la fața locului. În acel moment, autobuzul a ieșit de pe șosea, a intrat în balustrada unui pod și s-a răsturnat de la înălțimea de 6 metri într-o mlaștină ce măsura adâncimea de 5 metri. Din păcate, greutatea excesivă a autobuzului și a celor 83 de oameni aflați în el au dus la o scufundare rapidă a autovehiculului. Din tot autobuzul, doar 35 de pasageri au reușit să iasă și să se salveze din această capcană a morții. Norocul lor a fost faptul că stăteau lângă geam și, când acestea s-au spart în urma impactului, au ieșit mai repede. Cei mai mulți pasageri navetiști nu au mai reușit să iasă la suprafață și au murit înecați, bilanțul morților fiind de 48 de oameni. Tragedia a fost una uriașă la momentul respectiv. Printre cei care au murit s-a aflat și șoferul autobuzului, care a scăpat cu viață inițial, dar s-a întors în mlaștină pentru a-și salva soția. A reușit să o scoate pe ea din mlaștină, apoi s-a întors și după fiul lui și a murit înecat. Șoferul urma să fie tras la răspundere pentru această faptă, dar cum și-a pierdut viața, nimeni nu a fost tras la răspundere. Trupurile neînsuflețite ale pasagerilor au fost scoase cu greu la mal. După recuperarea lor din mlaștină, autoritățile au transportat corpurile neînsuflețite la o morgă cu camionul. De acolo, familiile au venit să le ridice, fără însă a primi explicații despre accident. După ce operațiunea de recuperare a fost finalizată prin secarea mlaștinii, autoritățile de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu au cărat pământ pe care l-au aruncat peste mlaștină, încercând astfel să șteargă orice urmă a accidentului. La vremea aceea, în anul 1980, presa nu a relatat adevărul despre accident. Nu s-a dorit. Ziarele au titrat doar că un autobuz care se deplasa de la Suceava la Botoșani a fost implicat într-un accident rutier. Nu au fost menționate victimele, o practică ce era des întâlnită pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Însă cu toată această mușamanizare a incidentului, familiile victimelor au primit suma de 25.000 de lei de la stat. Victimele care au murit în cel mai grav accident rutier din istoria României din anul 1980 au fost îngropate simplu, fără cruce. Abia după Revoluția din anul 1989, rudele celor decedați au reușit să le pună cruci și să le onoreze memoria. În apropierea locului cu pricina a fost montat tot după Revoluție un panou, pe care a fost trecut numele tuturor victimelor din autobuz. Astăzi, locul accidentului poartă numele Valea celor 48 de cruci sau Podul celor 48 de cruci. Întregul fir al tragediei a fost povestit însă de martori și de pasagerii care au reușit să se salveze. În cele ce urmează, vă relatăm mărturia unui salvator din această tragedie care a șocat România în anul 1980. Autobuzul venea de la Fălticeni, a trecut prin Suceava, iar pe porțiunea dintre râul Siret și localitatea Huțani a făcut explozie la roata din dreapta față, s-a răsturnat pe o parte și nu se mai vedea. Oamenii care au fost la geam au reușit să iasă la suprafață datorită geamurilor care s-au spart la impactul cu apa, iar ceilalți s-au unecat. Eu eram la aproximativ 300 de metri și am auzit bubuitura. Am reușit să trag la mal vreo 16 persoane în viață și 30 de persoane înecate. A sărit un ajutor și un om de la Bucecea, care era un bun înotător și a mai scos
scos o parte din cadavre. Stăteam pe autobuzul scufundat, am ridicat mâinile și nu se vedeau decât degetele la suprafața apei. De la Botoșani au venit pompierii și militarii. Tot atunci au venit două macarale, secretarul general de la Suceava și cel de la Botoșani. Urma să ajungă și Ceaușescu. Locul accidentului a fost încercuit până a doua zi, când a mai fost găsit cadavrul unui băiețel din Cătămărești. Familiile au fost despăgubite cu 25.000 de lei de către stat. A povestit Ghiță Podaru, unul dintre salvatorii tragicului accident pentru presa locală din Botoșani. Soția șoferului implicat în cel mai grav accident rutier din istoria României a oferit și ea ulterior declarații despre ce s-a întâmplat atunci. În momentul producerii accidentului, autobuzul a rupt balustrada podului și a căzut pe o parte în mlaștina de sub pod. În urma izbiturii, geamurile laterale s-au spart și apa a năvălit în interior, împingându-i pe mulți dintre pasageri afară. Mulți dintre cei care au ieșit însă la suprafața apei s-au unecat, pentru că nu știau să înoate. Eu am fost conștientă că am venit cu umărul în rama geamului, am reușit să ies printr-un geam lateral și am știut să înot. Asta m-a salvat. Altfel, acolo rămâneam și eu. Autobuzul a căzut întâi pe o parte, iar apoi s-a lăsat la fund după ce s-a întors cu roțile în sus. Oamenii se țineau unii de alții, în încercarea de a se salva. Își amintește Valeria Aparaschivei, soția șoferului care ocupa în autobuz locul din dreapta față. Din cauza numărului mare de accidente, drumul dintre Botoșani și Suceava a fost botezat Șoseaua Morții. Din 1980 și până în prezent, alte 7 drumuri importante din România au primit acest nume. DN1 este și în prezent cea mai periculoasă rută auto. Statisticile din anul 2020 sunt înfiorătoare. 5 români mor zilnic în accidente rutiere. România se află în topul țărilor cu cea mai mare rată a accidentelor rutiere fatale, de 2 ori mai mare decât rata medie la nivelul Uniunii Europene. În anul 2018 au fost înregistrate 96 de decese la 1 milion de locuitori. Media continentală este de 49 de decese la 1 milion de locuitori.